Pacea Domnului, mulțumim foarte mult de rugăciunile voastre și Dumnezeu a avut milă de poporul Lui. Amin. Acum, încă o dată, am întâlnit în această seară să studiam încă o dată, bătând la ușa închisă. Trei lucruri pe care vreau să cer de la voi. Primul, închideți telefoanele. Și nimeni nu este supărat pe mine? Nimeni. Mulțumim foarte mult. A doua lucru, rugați-vă pentru mine. Amin? Rugați-vă pentru mine, pentru că am nevoie de aceasta. Și a treia lucru, hai să gândim în mod logic. Domnul să ne dea putere, ca noi să putem să înțelegem adevărul Lui foarte clar. Frații mei, subiect de astăzi, mi-ar plăcea ca noi să înțelegem mult mai clar cum putem să fim pregătiți pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, vreau ca noi să înțelegem, Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți în împărăția Lui. Amin? Luca 12, versetul 32, Biblia spune așa, să nu te teme turma mică, căci tatăl vostru va da cu plăcere, ce, frați mei? Împărăția. El vrea să ne dea această împărăție cu plăcere. Iarăși, Ioan capitolul 14, 1 la 3. Biblia spune, mă duc să vă pregătește un loc. Să nu vi se tulbure inima, aveți credința în Dumnezeu, aveți credința în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașe. Dacă n-ar fi așa, va fi spus. Și după aceea, cuvintele pe care eu îmi place este aceasta. Mă duc să vă pregătește un loc. Amin? După aceea mă voi întoarce să lua pe voi cu mine, ca oriunde eu sunt și voi să fiți acolo. Amin, frați mei. Asta este ținta lui Dumnezeu. El vrea ca noi să fim mântuiți. Asta este ce dorește Dumnezeu. În Matei capitol 25, versetul 41, este scris așa, el va zice, apoi va zice celor de la stinga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Cu alte cuvinte, foc nu a fost pregătit pentru noi. Amin cineva? Amin? Ce a fost pregătit pentru noi? Cerul? Împărăția cerului. Amin, frații mei? Dacă cineva va fi pierdut, va fi în foc, seamnă persoana aceasta a intrat în programul lui Satana și îngerii lui. Program al tău sau locul al tău este în cerul. Și Hristos zice, uite, acum merg să pregătesc loc pentru voi, după aceea vin înapoi să te ia acasă. Amin, frații mei? Lumea aceasta este plină de problemele. Lumea aceasta este plină de război. Război în Siria. Război în Irak. Război Israel și Palestina. Război în Nigeria. Război în Rusia. Război în Ucraina. Război America, război în Coreea de Nord, război, război, război. Asta este lumea pe care noi trăim. Dar Dumnezeu zice, chiar dacă lucrurile sunt așa, El, ochii Lui, sunt asupra noastră să cerceteze dacă există cineva care este interesat de Dumnezeu. Amin, frații mei? Dacă găsesc pe cineva, El spune, sunt gata să salveze pe tine, ca tu să fii mântuit. Frații mei, mi-ar plăcea ca România să fie mântuită. Amin, frații mei. Dumnezeu cere ca noi astăzi să ascultăm glasul Lui. Dar Biblia spune, în cartea lui 2 Tesalonice, capitolul 2, fratele meu, haideți împreună, 2 Tesalonice, capitolul 2, versetul 1. Vreau ca noi să fim foarte atenți aici și tineri să nu vorbiți ochii la mine. 2 Tesalonice, capitolul 2, versetul 1. Ce spune Biblia? Aha. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus... Mai tare, fratele meu, ca un proroc, da?
cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, da, și strângerea noastră la oaltă cu El, da, vă rugăm, fraților, aha, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Mulțumesc! Să nu fii clătinat așa de repede în mintea voastră. De ce? Asta vorbește despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Haideți mai departe, da? Și să nu vă tulburați de vreun duh. Da? Nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, da, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Ca și cum Domnul Iisus Hristos deja a venit. Acum există oameni care spune, 1914, deja Hristos a venit. Frații mei, când vine Hristos, nu vom rămâne aici pe pământ. Amin? Când vor veni Hristos, nu vor continua să mânca Sfânta Cină aici pe pământ. De ce? Pentru că Hristos spune, acum voi mâncați aceasta până atunci când eu vor fi împreună cu voi în împărăția. Amin, frații mei? Înseamnă Hristos încă n-a venit. Haideți mai departe. Atunci ce trebuie să se întâmple? Haideți, aha. Și? Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Da. Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. În primul rând, în biserică trebuie să există lepădare de credință. Haideți. Și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Stop! Înainte să vină Domnul Iisus Hristos, biserica va fi amăgit. A doilea lucru, va veni, ce va veni, frații mei? Fiul pierzării. Cine este aceasta? Pentru că ce face aceasta? Haideți mai departe, da? Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. El se înalță mai presus de tot ce se numește ce? Cine, frații mei? Dumnezeu. Am pierdut pe voi. Stop. Suntem împreună? Ok. Uitați. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau? Sau de ce este vrednic de închinare. Unde sta aceasta omul fără de lege? Da? Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu. Stop! Unde găsim aceasta omul fără de lege? Spuneți mie, frate, unde? În templul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aceasta anticristul este găsit direct în biserică. Ce spune că el este? Haideți! Dându-se drept Dumnezeu. Hai. El spune, el este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, omul fără de lege, aceasta trebuie să fie descoperit. Numai atunci va veni Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă m-ați înțeles. M-ați înțeles aceasta, frați mei? În primul rând, omul fără de lege trebuie să fie descoperit. Și când va fi descoperit, atunci va veni Domnul Iisus Hristos. Ascultați cu mare atenție, frați mei. Cine este aceasta omul care spune că el este Dumnezeu, care sta în biserică și el calcă legea lui Dumnezeu? Cine este aceasta? Haideți în cartea lui Daniel. Înainte să mergem foarte departe, Matei, capitolul 24, versetul 15. Matei, 24, versetul 15. Ce spune Biblia? Aha. De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii despre, da, care a vorbit prorocul Daniel. Prorocul Daniel. Așezată în locul sfânt. Așezat în locul sfânt. Cine citește să înțeleagă. Biserica, amin. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Unde trebuie să găsim anticristul aceasta? Unde? În cartea lui Daniel. Frați mei, cine a înțeles pe mine? Alo, nu vreau să vorbesc singur. Ok, este scris. Haideți înapoi în cartea lui Daniel. Biblia spune, Pavel când a uitat a zis, hei, anticristul vine. Și când vine anticristul aceasta, dacă vrei să înțelegi lucrurile acestea, mergeți către cartea lui Daniel. Haideți în cartea lui Daniel. Daniel, capitolul 11, versetul 33 până la 36. Hai să vedem ce este scris acolo. Aha, haideți. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Da, începe de la 32. Ce este scris? De aceea, dar aceia din popor, aha, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Mulțumesc! Oameni care cunosc pe Dumnezeu, pentru că ultima, știi ce?
Citește versetul 31, scuze, începe de la 31, ca să primim aceasta, cum se zice, sens de toată această verset. Cum este scris? Aha. Niște oști trimise de el vor veni și da. Vor spurca sfântul locaș, da. Cetățuia. Da. Vor face să înceteze jertfa necurmată. Mulțumesc. Și vor așeza urâciunea pustiitorului. Aia pe care Domnul Iisus Hristos a vorbit. Sunteți împreună, da? Suntem împreună, alo, alo? Suntem împreună, da sau nu? Ok, haideți împreună, da? Și? Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Mulțumesc. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor. Chiar dacă va fi această luptă, dar există popor care cunoaște pe cine? Pe Dumnezeu, haideți. Vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Mulțumesc. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Mulțumesc. Întrebare, ce înseamnă înțelepți? Mai bine să spun așa. Biblia spune, frica de Domnul este începutul ce? Înțelepciune. Cu alte cuvinte, oamenii care au frica de Domnul, cu alte cuvinte, oamenii care păzește poruncile lui Dumnezeu. Cum am ajuns la poruncile lui Dumnezeu? Pentru că Biblia spune, în Ecleziastul capitol 12, versetul 13, ce spune Biblia? Să ascultăm, dar... Încheierea tuturor învățăturilor. Da. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. De ce? Aceasta este datoria oricărui om. Mulțumesc! Cu alte cuvinte, în această timp trebuie să existe temere de Dumnezeu și păzim ce, frații mei? Poruncile Lui Dumnezeu. Vreau să spun, frații mei, oameni înțelepți, oameni care au frică de Dumnezeu, oameni care păzește poruncile Lui Dumnezeu, aceasta oameni vor învăța mai mulți oameni. Amin, frații mei? Rugăciunea mea este aceasta. Tu și eu să fii aceasta oameni care vor învăța mai mult să cunoști pe Dumnezeu. Amin, frații mei. Haideți mai departe la Daniel capitol 11. În continuare, ce spune Biblia, da? Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără. Unii vor fi tăiat. Vor fi tăiat cu sabia și... De robie și de jaf. Asta este persecuția. Dar, haideți mai departe. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin. Unii vor fi ajutați puțin. Este ca și cum nu au nicio ajutor. Nu știu dacă m-ați înțeles. Este clar aceasta. În timpul de Evo, mediu întunecat, oamenii au murit, alți de sabia, alți au fost fiert, alți au fost pus în cuptor și după aceea au fost aruncat în gheață și alți au văzut pe copiilor murind de foame, de îngheț. Pentru că unde ei era la munți, nu exista nici o încălzire centrală. Și ei au zis, mai bine să păstrăm adevărul curat. Amin, frați mei. Și cine a tulburat pe ei? Haideți mai departe. Aha. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin. Da. Și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Unii vor lepăda credința și se unește cu omul fără de lege. Haideți mai departe. Da. Chiar și din cei înțelepți. Da. Mulți vor cădea. Mulți vor cădea. Ca să fie încercați, curățați și albiți până la vremea sfârșitului. Mulțumesc. Anumiți oameni, cum putem să fim albiți? Cum putem să fim curățați? Vreau să spun, aur este curățat prin foc. Amin, frații mei. Oamenii lui Dumnezeu va fi curățat prin foc. Nu există aur fără foc. Amin, frații mei. Nu există coroană fără testul. Și nu există cineva care va, în sfârșitul de toate, va spune, acum am primit coroana cu stelele, fără să trece într-un timp de încercare. Fiecare persoană va trebui să trece acolo. Și când va trece acolo, el se rămâne cu credința în Domnul Iisus Hristos. Amin, frații mei. Dar cine face toată această distrugere de poporul al lui Dumnezeu? Haideți mai departe. Aha. Căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Mulțumesc, haideți. Împăratul va face ce va voi. Această împărat va face ce va voi. Aha. Se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite. Cine este aceasta, haideți? Împotriva Dumnezeului dumnezeilor. Da. Și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Acum versetul 37. Aha. Nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi. Asta, omul acesta, nu are nicio,
Negătura cu Dumnezeu ai părinților. Ascultați, încă vrem să vedem cine este aceasta. Haideți mai departe. Aha. Nici de dorința femeilor. Nici dorința femeie nu are nici problemă la căsătorie. Nu merge la căsătorie. Cine este aceasta? Haideți. Cu un cuvânt nu va ține seamă de niciun Dumnezeu. De ce? Ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. Cine este aceasta? Care va slăvi pe sine mai presus decât toate? Frații mei, care este numele lui? Haideți în cartea lui Matei, capitolul 23, versetul 9. Frații mei, studie aceasta, dacă merge cu părinți peregrin care a studiat Biblia și cu Pavel și cu toți ceilalți, dacă puteți să vorbi despre aceasta, Isaac Newton. Isaac Newton, după ce a studiat Biblia, a studiat 2 Tesalonice, capitol 2, versetul 3 și 4, unde noi am studiat despre un om fără de lege, care stă în templu, care spune că el este Dumnezeu, va găsit, este singura ființă. Aceasta este numit sistem papalitate. Ce este scris în cartea lui Matei, capitol 23, versetul 9? Aha. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ. Și? Pentru că unul singur este tatăl vostru. Ascultați-mă, frații mei, cu privire la credința, nimeni nu are voie să primește titlul tată. Eu nu pot să fi numit tata Godfrey. De ce? Pentru că avem singur tată care este unde, frații mei? Unde? În cerul. Cu alte cuvinte, același sistem numește pe cel care este mai mare, este numit tată. Și Dumnezeu este foarte clar. Înaintea a doua venire a Domnului Iisus Hristos, papalitatea va fi descoperit. Toată lumea vor vedea. Când vor vedea lucrurile acestea, este scris că vine persecuția, dar persecuția aceasta va fi oprit de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin, frați mei. Ce Dumnezeu cere, ascultați cu mare atenție, când vorbesc despre lucrurile acestea, vorbesc cu toată dragostea din inimă. Amin? Pentru că, de ce? Dacă cineva va fi mântuit, trebuie să fie celor care a ascultat de toate priceptele lui Dumnezeu. Am vorbit despre fiară, despre semnul fiară, care vorbesc despre același putere, papalitate. Am vorbit despre cum va fi ultima luptă. Lupta între bine și rău. Lupta între poruncile lui Dumnezeu și poruncile omenești. Acum sunt lucruri pe care noi am așteptat. Ascultați cu mare atenție, frații mei. Pentru papalitate să face lucrul acesta, trebuie să face ce ei a făcut în timpul de Evo Mediu întunecat. Dar cum pot să știu lucrul acesta? Pentru că în Apocalipsa 13, versetul 3, spune una dintre capetele ei parea rana de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și ce este scris, frații mei? Și tot pământ se mira după fiară. Am studiat despre fiară, da? Frații mei, ascultați cu mare atenție. Este scris că când papalitatea va veni înapoi la putere, toată lumea va merge după ea. Lupta va fi mai aspro. Problema va fi legea lui Dumnezeu și legea catolicism. Sabatul de Biblia și sabatul fals care a fost dat de romano-catolic, adică duminica. Vreau noi să înțelegem, frații mei, rugăciunea mea este aceasta: România trebuie să fie mântuit. Nu mai este timp și vine Domnul Iisus Hristos. De fapt, mai bine să arată voia lucrul acesta. Vreau să cere, te rog, arătați pe ecran. Pot să citesc de acolo? Ascultați cu mare atenție. Am luat numai cetate din tragedia viaculor pe care aveți, cum se zice, deschid, puteți să găsiți aceasta gratis. Dar vă rog, vreau numai să pun această puncte mai clar. Chiar dacă când citește în Biblia, este foarte clar. Amin? Numai aici vreau lucrurile să fie mai limpede în mintea noastră. Uitați ce este scris. Asta carte a fost scris mai mult decât 100 de ani înainte. Când toate era, cum se zice, liniștit, nu exista nicio persecuție, nici America și, mă scuzați, nici America și Vatican nu a avut nicio legătură. Amin? Tineri, ochii la mine. Ascultați cu mare atenție, frații mei. În acest timp vreau să spun,
când nu există nicio, cum se zice, relația între America și Vatican. De ce? Pentru că America era numit țara protestanților. Amin? Și țara care, unde ei când a ajuns în America, oamenii a strigat: Hura America! Țara unde nu există papa. Pentru că America a fost format de oameni care au fugit de la papa în Europa și au găsit locul unde era pace și liniște. Unde? În America. Dar ascultați cu mare atenție. Dumnezeu spune foarte clar, în sfârșitul de toate, papal America va lua încă o dată papalitatea înapoi la putere. Protestanți care a protestat, a fugit de la mama Roma, vor veni înapoi să fie unit la mama Roma. Frații mei, de ce vorbesc așa de clar? Pentru că eu știu, suntem exact la pragul veșniciei. Vine Domnul Iisus Hristos. Următorul lucru va fi persecuția. Vreau numai să arată, te rog, citește această lucrurile. Cum este scris acolo? Biserica Romană prezintă acum lumii o față plăcută, acoperind cu scuze raportul cruzimilor ei oribile. Stop! Dacă noi citim aceasta, este ca și cum citim lucrurile care au fost scris ieri. 25 ianuarie, anul ăsta, Papa Francis, citiți, puteți să găsiți aceasta în ziare, Papa Francis a declarat și a zis: noi cerem scuze pentru lucrurile pe care noi am făcut în timpul de vreme de întunecat. Acum ei spune, acum noi cerem scuze, dar acum papalitatea arată o față mai plăcută. De ce? Pentru că știe, dacă va arata fața mai plăcută, atunci toți oamenii vor merge să spună: vai, ce un om bun, vai, cum el spală picioarele, vai, uitați cum el ajută pe săraci. Fara să știe că imediat vine lovitura și popor lui Dumnezeu, dacă nu sunt pregătit, va fi pierdut. Uitați ce este scris, haideți mai departe. S-a îmbrăcat cu o haină creștină, dar a rămas neschimbată. Stop! Îmbrăcat cu o haină creștină, dar a rămas neschimbat. Frații mei, vreau să pun întrebare. Alo, vreau să pun întrebare. Ce înseamnă să fii creștin? Spuneți-mi. Urmaș a cui? A lui Hristos sau cineva care este ca cine? Ca Hristos. Amin? Ok, vreau să pun întrebare. Hristos, în cartea lui Luca, capitolul 9, 54-55, este anumit timp când Hristos a trebuit să merge către Ierusalim. Și pe drum a întâlnit cu oamenii aceasta samaritani. Și samaritanul a zis: tu nu trece pe la noi, noi nu dau ție voie. Și după aceea ucenicii a zis: Doamne, oare noi să chemăm foc, se cheamă foc, se cobor din cer, se mituie pe oamenii aceasta, cum a făcut Ilie? Și ce a zis Domnul Iisus Hristos? Voi nu știți ce fel de duh pe care voi aveți. Nu am venit să strică oameni, nu am venit să distruge oameni, dar să mântuiască pe ei. Amin, frații mei? Hristos nu a folosit forța, pentru că cineva nu a acceptat pe el. Dar papalitate a folosit forța. De ce? Pentru perioada de 1260 de ani. Vreau să spun, frații mei, asta este în istorie. 1260 de ani, papalitate a fiert, a spânzurat, a omorât pe creștini care a vrut să asculte Biblia și numai Biblia. Dacă ce eu spun nu este adevărat, mâine trebuie să fie în pușcărie. Dar dacă este adevărat, frații mei, atunci voi și eu trebuie să fii pregătit pentru ultima luptă. Amin, frații mei? Amin? O întrebare, frații mei. Cum pot să pune viața mea în pericol dacă nu era adevărat? Rugăciunea mea este aceasta: România trebuie să fie mântuit. Unde noi suntem, suntem exact la sfârșit. Hai să citim mai departe. Haideți, dar a rămas neschimbat. Toate principiile papalității care existau în trecut există și astăzi. Mulțumesc! Învățăturile nescocite în Evul Mediu, da, sunt și azi susținute. Haideți? Nimeni să nu se amăgească. Dar? Papalitatea pe care protestanții sunt gata acum să o cinstească este aceeași care a condus lumea în zilele reformei, aha, când oamenii lui Dumnezeu au stat cu prețul vieții lor pentru a-i demasca nelegiuirea. Dar?
Ea are aceeași mândrie și aceeași pretenție arogantă pe care le-a impus regilor și prinților și prin care și-a asumat prerogativele lui Dumnezeu. Spiritul ei nu este mai puțin crud și despotic acum decât atunci când a înăbușit libertatea umană și i-a ucis pe sfinții celui preanalt. Frații mei, întrebarea este, sfinții cei preanalt a fost ucis, da sau nu? Da! Acum nu s-a schimbat. Vă rog, dai mie numai PowerPoint. Vreau să arată ce face. Aici, frații mei, vreau noi să înțelegem. Când oamenii vor bate la ușa care este închisă, Dumnezeu va face orice ca noi, înainte să închide ușa, să fii mântuit. Amin? Uitați, frații mei, asta s-a întâmplat 2014. Când papa a trimis mesaj către protestanți. Protestanți, exista problema între Iosif și frații lui. Ascultați cum el a pus lucrurile. Între Iosif și cine? Și frații lui. Și el spune, problema este, frații lui Iosif nu au înțeles foarte bine pe fratele lor. Dar acum, frații lui Iosif a avut bani, dar nu a avut mâncare. Este bine pentru frații lui Iosif să vină la Iosif, pentru că acolo există mâncare. O întrebare, frații mei. Când el pune această scenă, cine este Iosif? Papalitate. Și cine sunt frații lui Iosif? Protestanți. Atunci, cine e în Biblia? Cine este greșit? Frații sau Iosif? În Biblie, cine este greșit? Frații lui Iosif sau Iosif? Frații lui Iosif. Dar el a schimbat și zice, el este Iosif și protestanți sunt cine? Sunt frați. Cu alte cuvinte, el este corect, numai că protestanți nu au înțeles pe el. Întrebarea este, papalitate s-a schimbat da sau nu? Nu s-a schimbat. Frații mei, ascultați cum am atenția. După aceea a citit aceasta, a fost dat la Tony Palmer. Tony Palmer a fost un preot anglican și el spunea, uitați, acum eu sunt un prieten al lui Papa Ioan Paul al II-lea, prieten al lui Ratzinger Benedict al XVI, prieten al lui Papa Francis și lucrarea al meu este să cheamă pe toți protestanți să merge înapoi la Papa. Și el a strigat și a zis, protestantism este gata. În engleză, the protest is over. Nu mai există protestantism. Noi suntem împreună, mama și fiicele. Ascultați cu mare atenție, frații mei. Biblia spune, pe frunte a fost scris o nume, o taină. Babilon cel Mare și mama curvelor și spurcăciunile pământului. Vreau să spun, frații mei, acum unde noi suntem protestanți și papalitatea unește, dar nu pentru că papalitatea a schimbat, nu. Cine a schimbat? Protestanți. Ascultați-mă, frații mei, ei au rugat, a zis, dacă papa a zis rugați-vă pentru mine, atunci ei au rugat și a vorbit în limbi, a făcut toate aceasta. Asta sunt lideri din bisericile carismatic, biserica pentecostal. Aici este Papa Francis împreună cu Benedicta XVI. În această timp, Papa Francis a zis, Papa Ioan a 12, scuzați, 23. El a, cum pot să spun aceasta, a făcut pe el să fie numit sfânt. Nu știu. Nu știu care cuvintele pe care noi putem. A luat pe Papa Ioan Paul al II-lea și a luat pe aceasta Ioan 23 și a zis aceasta, de la azi încolo sunt numiți sfinți. Știi ce înseamnă aceasta? Dacă ei sunt numiți sfinți, înseamnă acum când tu trebuie să se roage, poți să se roage prin Papa Ioan Paul al II-lea și rugăciunea al tău se ajunge în cerul. Frații mei, vreau să spun, papalitatea nu va schimba niciodată. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Calea spre cerul este una. Și acum ușa de harul este deschisă pentru fiecare persoană care vrea să fie mântuit. Frații mei, nu mai avem timp. Vine legea dominicală și întrebarea este, dacă tu nu ești în Hristos, cum va putea să stai în picioare? Rugăciunea mea este aceasta. Asta tu să fii obișnuit să umbla
cu Domnul Iisus Hristos. Amin, frați mei. Uitați, aici sunt oameni care cât de multe au fost acolo. Aici este Bakumon, asta este lider în Națiunile Unite. Și papa spune, hei, tu trebuie să știi cum poți să pune banii aceasta, cum poți banii aceasta fi dat la mai mulți oameni, la oameni care sunt săraci. Stop! Cine știe să da bani? Lideri de Națiunile Unite sau papa? Dar cine are dreptul? Bakumon. Dar de ce ascultă? Pentru că papa astăzi este șeful peste tot. Aici este papa când a chemat pe Abbas și Simon Peres, Abbas din Palestina și Simon Peres din Israel. Haide să adunăm împreună și noi vrem să facem pace între Palestina și israeliți. De ce papa cheamă pe ei? Și el spune, oamenii aceasta trebuie să vină împreună cu el la Vatican, ca ei să fie împăcat. De ce papa nu a plecat de la Vatican să merge la ei, să împace pe ei acolo? De ce trebuie ei să vină la Vatican ca să aibă pace? Frații mei, nu știu dacă m-ați înțeles, frații mei. Dacă tu vine acasă la mine, eu sunt șef. Chiar dacă tu ești pastor din biserică, eu sunt șef. De ce? Pentru că eu știu toate corțile de casa mea. Vreau să spun, când protestant, când lider de lumea merge către papalitate, cine are putere mai tare? Cine? Papa. Haideți mai departe. Aici sunt religie care sunt împreună. Evrei împreună cu musulmani, împreună cu catolici, împreună. Religiile unite. De ce? Ei caută să fie unit. Ca să face ce? Ca să începe să lupta împotriva legea sfântă a lui Dumnezeu. Nu mai am timp, 53 de mii de harismatic ar trebui să se roage pentru papa. Papa zice, rugați-vă pentru mine, ascultați cu mare atenție. Papa schimbă coloarea când el știe, are nevoie de susținere de la cineva, dar el nu se schimbă. Ascultați-mă, frați mei, nu am ceva împotriva papa Francis. Biblia este împotriva sistem catolicism. De aia Daniel capitolul 7, 25, va schimba vreme și lege. De aia în 2 Tesalonice capitolul 2 este omul fără de lege. De aia când noi mergem în cartea lui Apocalipsa capitolul 13 este numit fiara. De aia când noi mergem în Apocalipsa capitolul 17 este numit femeia desfrânat, pentru că este biserica care a fugit de la Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă m-ați înțeles. Toate punctele acestea arată nouă singurul lucru. O putere care merge împotriva lui Dumnezeu. Întrebare. Există poporul lui Dumnezeu în Biserica Romano-Catolică, da sau nu? Da! Dar oamenii aceștia trebuie să știe adevărul. După ce ei vor ști adevărul, frați mei, după ce am terminat această evangelizare, pot să spală mâinile să spune, am spus ce Dumnezeu a zis să fi spus. Amin, frați mei. După ce am terminat, am plecat acasă, dar tu și eu avem datoria de făcut. Care este datoria? Fiecare să stă lângă Dumnezeu, păzește poruncile lui Dumnezeu și prin harul lui Hristos să fii mântuit în împărăția lui. Timpul nu mai este. Frații mei, putea să merge mai departe, dar nu mai am timp. Aici, pentru prima dată, când oamenii au adunat acolo, Abbas și Simon Peres, în Vatican, când ei au adunat împreună, pentru prima dată, Coran a fost citit. De ce a fost citit Coran? Ca să castigă pe cine? Spuneți-mi ei. Cine citește Coran? Cine? Pe musulman. Papa spune la atei, ateu nu trebuie să crede în Dumnezeu ca să ajunge în cerul. La altă dată, el a strigat și a zis, eu cred în Big Bang. Ce înseamnă aceasta? Evoluția. Ce caută cu Biblia dacă tu crede în evoluția? La anumit timp, la homosexual, el spune, nu contează orientarea al tău. Dacă tu iubești pe Dumnezeu, poți să fii mântuit. Sunt frații noștri. Sigur, homosexual, frații noștri? Dacă va fi pocăit, da. Dar dacă nu va fi pocăit, Biblia este foarte clar. În cartea lui Levitic, capitolul 18, versetul 22, este scris așa. Dacă cineva se culcă cu un bărbat, cum se face cu femeia? Aceasta lucru este urăciune. 1 Corinteni 6, 9 cu 10 spune, sodomiți nu vor intra în împărăția cerului. Amin, frații mei.
În cartea lui Romani, capitolul 1, 26, 27, este scris și femeile lesbian și homosexual, oamenii aceasta, va fi pierdut. Frații mei, rugăciunea mea este aceasta, tu și eu, să fim mântuit. Timpul nu mai este, amin? Acum Biblia spune, în cartea lui Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8, acum ușa este deschisă, pe care nimeni nu pot să închide. Amin, frații mei? Ușa de har, uitați ce este scris aici, în cartea lui Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înaintea ta o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide. Amin, frații mei? Amin? Este cineva care putea să închide ușa pentru tine? Nimeni? Rugăciunea mea este aceasta. Tu și eu să fim mântuiți. Inca suntem în generația pe care tineri și copii Inca joacă cu telefoanele în timp de predică. Nu au nicio chef de Dumnezeu și biserica a devenit o formă. Haideți acolo, pot să jucăm cum noi vrem. Alți folosesc aceasta ca o mască. Se mască toate păcatele care sunt ascunse. Cineva a spus în limba română ca un hoț neprins este un om cinstit. Dar vreau să spun, frații mei, un hoț neprins înaintea lui Dumnezeu este un om pierdut. La Dumnezeu nu există, sunt cinstit. De ce? Pentru că nimeni nu m-a prins. La Dumnezeu există, ori tu ești cinstit, ori nu ești cinstit. Dar rugăciunea mea este aceasta, tu și eu să fim mântuiți. Amin, frații mei? Timpul nu mai este. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 1 la 3. Ce spune Biblia? Apocalipsa, capitolul 7, versetul 1 la 3. Ascultați cu mare atenție, frații mei. Voi știți că Coreea de Nord este supărat pe America? Alo, știți de lucrul aceasta? Ok, voi știți că Rusia este supărat pe America, știți? Și voi știți că oamenii aceasta acum vorbesc despre război oricând. Dar vreau să spun ceva, frații mei. America acum are bombele. Una dintre bombele aia, America, este numit the mother of all bombs sau mama tuturor bombelor. Și aceasta lovește la distanță foarte mare. Dar vreau să spun, frații mei, America are armă în așa fel că ei pot să distruge lumea aceasta de 3 ori. Oamenii începe să spune, noi suntem aproape la a treia război mondial. Vreau să spun, frații mei, eu nu cred a treia război mondial se va întâmpla. De ce? Haideți în cartea lui Apocalipsa, capitolul 7, versetul 1 la 3. Frații mei, trăim în vremele de pe urmă. Amin? Rugăciunea mea este aceasta. Tu și eu trebuie să fim mântuiți. Și Hristos zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. În cartea lui Ioan, capitolul 14, versetul 15. Și Hristos spune, în cartea lui Habacuc 2 cu 4, cei neprihanit va trăi prin ce, frați mei? Prin credință. Asta este prin proroc Habacuc. Vreau să spun, frați mei, mântuirea este gratis. Amin? Este gratis. Nu trebuie să plătești ceva ca să fii mântuit. Acum mai mulți oameni sunt obișnuiți. Cine a învățat lucrul acesta? Papalitate. Haideți, există loc care se numit limbo. Sau există loc unde ei la amvon pune oasele de oameni care sunt mort. Ei spune oasele aceasta au magic, cum se zice? Magic. Putere magic pe care poate să sfințească pe tine. Frații mei, ascultați cu mare atenție. Dacă omul mort, corpul lui de omul mort nu pot să ajute pe cineva care este în viață. Întrebarea este, cu cât de mult pot să ajute oasele? Nu ați înțeles. În Ecclesiastul, capitolul 9, versetul 5 și 6, Biblia spune, cei vii știe, de fapt, va muri, dar cei morți nu știe câte lucruri, frații mei. Nimic. Dacă cei morți nu știe nimic, întrebarea este, ce pot să știe oasele? Spuneți-mi. Nimic. Frații mei, nu știu dacă m-ați înțeles, frații mei. Dar satana face orice. Acum oamenii sunt învățați. Dacă vrei să fii mântuit, merge pe genunchi și cu cort și du-te această casă. În această casă se conjoară această casă probabil de 7, de 2, de 3, de 4 ore acolo ca să fii iertat. Ascultați cu mare atenție, frații mei. În 1 Ioan capitolul 2 cu 1
Biblia spune așa, copilașilor, am scris aceasta ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tată un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Amin, frații mei? Rugăciunea mea este aceasta. România trebuie să fie mântuită. Mântuirea este gratis. Papalitate, ne-a învățat lucrurile pe care astăzi închinam înaintea Maria. Maria, ce ziua a păzit, frații mei? Ce ziua a păzit? Sabatul? Gândiți-vă despre lucrurile aceasta, frații mei. Suntem învățați să închină înaintea Maria. Dar Maria a păzit sabatul și eu nu ține sabatul. Maria va fi mântuit. Amin, frate mei, amin. Dar celor care închină înaintea Maria nu va fi mântuit. Întrebarea este, voi credeți că eu urăsc pe Maria? Nu! Maria a fost un om cinstit. Maria va fi mântuit. De ce? A fost cel mai curat, curat în această timp. Va fi mântuit. Dar celor care închină înaintea Maria nu va fi mântuit. De ce? Pentru că nu este biblică. Amin, frații mei? Rugăciunea mea este aceasta, tu și eu, să fim mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Ori o să credem în Biblia, ori o să nu credem deloc. Și Biblia spune în cartea lui Matei, Matei capitolul 15, versetul 9. Unii spune, dar asta este sfânta tradiție, ce spune Biblia. Degeaba mă cinstesc de ei, învățând ca învățătura niște porunci omenește. Degeaba, ce înseamnă degeaba? Oameni buni, hai să mergem împreună. Ce înseamnă degeaba? Face aceasta în zadarnic. Și Hristos a spus, voi dacă învățați tradiția la oamenilor, degeaba închinați înaintea mea. Frații mei, când vorbesc cu voi, vreau să spun încă o dată, ușa este deschisă. Și Domnul Iisus Hristos este în cerul, amin? Și El este în locul Sfânt a Sfintelor. Ce face Domnul Iisus Hristos? Hai să citim împreună în cartea lui Evrei, capitolul 9, cu 24. Evrei, capitolul 9, versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare, făcut de mâna omenească, după chipul adevăratului locaș. Ok, de închinare. Și a intrat chiar în cer, ca să înfățișeze acum pentru noi, înaintea cine, frații mei? Dumnezeu. Pentru cine? Pentru noi. Hristos este acolo în cer. De ce Hristos este acolo pentru noi? Pentru că El este mijlocitor al lui nostru. Amin? Astăzi, dacă cineva cere iertare, frați mei, ascultați. Dacă cineva cere iertare pentru că a călcat una dintre poruncile lui Dumnezeu, poate să fie porunca 1. Să nu ai altă Dumnezeu în afară de mine. Poți să fii cu porunca a doua. Să nu faci chipul oblit. Poți să fii porunca a treia. Să nu înjura în numele lui Dumnezeu. Poți să fii porunca a patru. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințească. Poți să fii porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Poți să fii porunca a șase, care spune să nu ucizi. Poți să fii porunca a șaptea, care spune să nu prea curvește. Poți să fii porunca a optea, care spune să nu furi. Poți să fii porunca a noua, care spune să nu minți. Poți să fii porunca a zecea, care spune să nu poftește. Dacă tu ai calcat una dintre aceasta, vă rog, pocăiește-te când încă ușa de har este încă deschisă. Amin, frații mei? Oții nu intră în cer. Curvari nu intră în cer. Bețivii nu intră în cer. Pedofilii nu intră în cer. Vreau să spun, celor care vor intra în împărăția cerului sunt celor care sunt spalate hainele în sângele mielului. Oamenii care au zis, Doamne, iartă-mă. Și Domnul Iisus Hristos în cerul va zice, Tata, sângele meu, Tata, sângele meu, sângele meu. Hristos este mijlocitor al nostru. Unde, frați mei? În cerul. Și lucrarea Lui este să mijlocească pentru noi, să spune, Doamne, am sepat pe omul acesta în palmele mâinile mele. Vreau ca omul acesta să fie mântuit. Și în dreptul numele al Tău va fi scris, iertat, iertat. Amin, frați mei? Dar Hristos nu va rămâne mijlocitor pentru întotdeauna. În cartea lui Daniel, capitolul 12, versetul 1. Uitați ce spune Biblia. Daniel, capitolul 12, versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor lui, poporului tău. Că aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost. De când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Așa anume, oricine va fi găsit scris în carte,
Care cartea, frați mei? În cartea lui Luca, capitolul 10, versetul 20, spune nouă, ce carte este aceasta? Luca 10, versetul 20, Biblia spune, totuși, să nu vă bucurați de faptul că duurile vă sunt supuse. Și bucurați-vă că numele voastre sunt scrise unde, frați mei? În cerul? O, frați mei, ușa de harul este deschisă. Asta este ziua mântuirea. Asta este ziua de pocăință. Asta este ziua să întoarcem înapoi la Dumnezeu. Frații mei, din toate lucrurile pe care am vorbit, toate două săptămâni, cine pot să spune nu am vorbit din Biblie? Dar dacă am vorbit în Biblie, ce pot să oprește pe noi să nu fim mântuiți? Oare Hristos a murit degeaba? Oare sângele lui a curs pe cruce degeaba? Oare când El a murit pe cruce, nu a avut păcatele tale și păcatele mele pe mâinile Lui? Nu a avut păcatele tale și ale mele pe cruce? Nu a pus lucrurile acestea pe cruce? Ba da! Dar dacă El a făcut lucrurile acestea, a făcut lucrurile acestea ca tu și eu să fim mântuiți. Și unii strigă, frate, nu lege care va mântuiască pe noi, harul lui Dumnezeu. Amin! Pentru că Efeseni capitolul 2 cu 8 spune, prin har ați fost mântuit, prin credință, aceasta nu vine de la voi, este un dar de la Dumnezeu. Dar să nu uitați, frații mei, credința fără fapte este ce, frații mei? Este moartă. Rugăciunea mea este aceasta. Ușa lui Dumnezeu este deschisă. Și astăzi noi putem să fim mântuiți. Dar când Hristos va ridica în ziua aceea, El va striga cu glas tare, s-a sfârșit, Apocalipsa 22, versetul 11, când ușa va fi închisă. Uitați ce este scris. Cine este nedrept, să fie nedrept mai departe. Cine este întinat, să fie întinat mai departe. Cine este fără prihană, să fie fără prihană mai departe. Cine este sfânt, să fie sfânt. Atunci va fi despărțire între două grupe, cei mântuiți și cei pierduți. Vom fi împreună în același pământ, cei mântuit și cei pierdut. Când cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos va striga în cer și se strigă să spune, s-a sfârșit și ușa va fi închisă. Și Biblia spune foarte clar, când ușa aceasta va fi închisă, Amos capitolul 8, versetul 11 și versetul 12. Amos, capitolul 8, versetul 11 și versetul 12. Ce spune Biblia, fratele meu? Hai să citim împreună. Aha. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu. Da. Când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, da, nici sete de apă, dar, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Da. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Da? Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. De aia Isaia 55, 6 cu 7 spune, căutați pe Domnul câte vreme pot să fii găsit. Amin, frați mei? Chemați la El câte vreme este aproape. Ceaurel se lasă păcatele lui, se întoarce înapoi la Dumnezeu care nu obosește iertând. Frați mei, ușa de har va fi închisă. Și Hristos va trebui să iasă din locul Sfânt al Sfintelor. În Apocalipsa, capitolul 15, versetul 8, Biblia spune așa, Apocalipsa 15, versetul 8, și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Ascultați cu mare atenție, frații mei. Când ușa de har va fi închisă, Domnul Iisus Hristos va ridica pe scaunul lui. El va striga, s-a sfârșit! Când El va zice, s-a sfârșit, seamnă judecata, s-a sfârșit, mijlocire, s-a sfârșit. Acum, fiecare persoană trebuie să rămâne unde El este. Vreau să-mi spune, frații mei, atunci, fiecare persoană va aude glasul, spunând cu claritate, prea târziu, prea târziu. Și atunci cele șapte plagi în Apocalipsa 16 va începe să cadă asupra popor care nu au ascultat de Dumnezeu. Apa va fi schimbat să fie sânge. Soare va dobori, va arde pe oameni cu putere foarte mare.
Va fi întuneric foarte tare. Va fi cutremurat de pe pământ. Grindine va cade din cerul. Una dintre grindine va fi între 30 și 50 de kilogram. Frații mei, atunci nu va fi cu milă. Va fi fara milă. De ce? Pentru că nu mai există Hristos în locul Sfânt al Sfintelor. Și mai mulți oameni în ziua aceea vor veni să spune: Doamne, am fost împreună cu tine. Citiți aceasta în cartea lui Luca, capitolul 13, versetul 25. Ce spune Biblia? Luca 13, versetul 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușa și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, el va zice: nu știu de unde sunteți. Lucrul acesta s-a întâmplat în timpul lui Noe. Când ușa a fost închisă, înainte ușa să fie închisă, fiecare juca ca zilele noastre. Juca cu telefon, unul la pornografie, unul la filme de sex și violență, unul la club, unul cu jocurile de noroc, unii cu guma de mestecat în același timp de biserică, unii cu toate fel de lucrurile în această perioadă. Atunci ușa de har va fi, cum frații mei, închisă. Și în această timp, frații mei, unii vor începe să spună: Doamne, am nevoie de tine. Și Dumnezeu va spune: prea târziu. Oameni buni, nu am spus lucrul acesta ca să sperie pe voi. Am spus lucrul acesta pentru că este o realitate. Mai bine să fii obișnuit cu adevărul astăzi, ca să fim pregătit. Vreau să citesc ultima versetă. Ultima versetă pe care vreau să citesc este aceasta. În cartea lui 1 Corinteni, capitolul 16. Ce spune? 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2. Ce spune Biblia? Când este ziua pentru noi să fim mântuit? Ca ce el zice: la vremea petrivit te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivit. Iată că acum este ziua mântuirii. Frații mei, vreau să spun lucrul acesta. Hristos așteaptă pe noi să fim mântuiți. Amin? În seara aceasta vreau să pun întrebare. Cine a înțeles ceva în seara aceasta? Amin? A doua întrebare. Cine cred că ce noi am învățat este adevărul? Amin. Din mijlocul nostru poate să fii cineva care poate să spune: Doamne, am înțeles lucrul acesta, eu vreau să fiu mântuit. Amin. Probabil în mijlocul musafirii nostru cineva poate să spune: Doamne, eu vreau să fac pas, vreau să urmărește ce este scris în Biblia, în tot ce este scris în Biblia, inclusiv să păzeste sabatul, într-o bună zi să fii botezat în numele lui Iisus Hristos. Este cineva din mijlocul nostru? Amin. Domnul cu dumneavoastră, Domnul cu dumneavoastră, Domnul. Celor care sunt musafiri, vă rog, ridicați unde voi sunteți. Vreau să înalță rugăciune. Ridicați în picioare. Mulțumesc foarte mult. Amin. Ridicați în picioare. Amin. Ridicați în picioare. Amin. Amin. Domnul cu dumneavoastră, 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 Domnul cu dumneavoastră. Este cineva care spune: Doamne, ajută-mă. Rămâneți în picioare pentru că vreau să înalță rugăciune pentru voi special. Este cineva care spune: Doamne, eu vreau să fiu mântuit. Domnul cu dumneavoastră. Este cineva care poate, amin, Domnul cu dumneavoastră. Este cineva, amin, Domnul cu dumneavoastră. Este cineva care poate să spune: Doamne, eu vreau să fii mântuit. Amin, Domnul cu dumneavoastră. Domnul cu dumneavoastră, amin. Este cineva care vrea în această timp să spune: Doamne, eu vreau să predea viața mea înaintea ta. Este cineva, amin, Domnul cu dumneavoastră. Este cineva, frații mei, în această timp vreau să înalță rugăciunea specială. Dar înainte să înalță rugăciune, probabil este cineva care încă este aici, care nu poate să ridică, e greu, dar poate să ridică cel puțin mâna. Unde ești tu? Pentru că Hristos vede ceea ce asta. Este cineva care poate numai să ridică mâna. Unde ești tu? Dacă tu ești acolo și ești jos și vreau să spune: eu vreau să preda viața mea lui Hristos. Amin? Domnul cu dumneavoastră, amin? Frații mei, eu vreau să înalță rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru care este în cer,
în seara aceasta. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai fost împreună cu noi. Lucrurile pe care noi am discutat sunt importante pentru mântuirea noastră. Poporul care au ridicat în picioarele, fără să fie rușinos de oameni, ei au ridicat pentru că ei au nevoie de Tine. Te rog, Doamne, ascultă rugăciunile lor. Împreună cu ei sunt și eu împreună cu familia mea. Vrem, Doamne, și noi să fim mântuiți în împărăția Ta. Am adunat împreună ca o familie. Când ușa de har încă este deschisă, vrem, Doamne, să păzim toate poruncile Tale. Vrem să fim numiți copii ai Tăi. Te rog, Doamne, ascultă-ne. Iartă-ne greșelile și păcatele noastre. Și scrie astăzi numele noastră în cartea vieții. Aceasta este rugăciunea noastră. Te rog, există alți care încă luptă în inimile lor. Să nu îngaduie ca ușa de har să fie închisă, până și ei vor lua o hotărâre de a fi împreună cu Tine. Mulțumim pentru dragostea Ta, mulțumim pentru harul Tău, mulțumim de puterea pe care Tu ne-ai dat, puterea Duhul Tău cel Sfânt. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, Te-am rugat și-ți mulțumim. Amin. Mulțumim, frații mei, pentru timp pe care noi am petrecut împreună. Vreau să cer ca Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Ca noi să trăim pentru El. Vine Domnul Iisus Hristos și în curând, când El va veni, va veni să ne ia acasă. Dar ce este important este noi să rămânem în adevărul a lui Hristos. Amin, frații mei. Aceasta este ce noi, ce pot să ajute pe noi să rămânem împreună cu El. Vreau să spun lucrul acesta. Să fii creștin nu înseamnă petrecere. Să fii creștin nu înseamnă petrecere de Crăciun. Nu. Să fii creștin înseamnă lupta și mai aspru împotriva Satana. Dar slava Domnului, Hristos va fi pe partea noastră. Amin? Și El va da nouă putere. Puterea ai pește este găsit în apă. Puterea ai creștin este găsit pe genunchi. Să vorbesc cu Dumnezeu în cer. Amin? Domnul să ne dea putere, frații mei. Noi să trăim pentru El. Pentru mâine. Și include musafirii noștri. Va invita pe voi mâine. Ca noi ne întâlnim în același loc. La ora 9 dimineața, va avea numai 10-20 de minute de prezentare și după aceea la ora 11 va fi încă o dată alta timp de prezentare. Dar vreau să cere, dacă aveți timp, să veniți să fim împreună. Mâine va fi ultima seară pentru noi, dar Domnul să ne dea putere ca noi să trăim pentru El. Amin? Cine a făcut tema de acasă? Amin, 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 amin. Tema de acasă pentru noi acum, știi care este tema? Este numit Matei, capitol 24. Eu știu, am citit înainte, dar acum să citim. Matei 24, astăzi, mâine tot Matei 24. Domnul să ne dea putere ca noi să ne întâlnim cu bine mâine. Amin.